Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la pastila de lectură. Așa cum v-am spus și în edițiile trecute, nu uitați de campania inițiată de editura Herald, Școala Părinților Implicați. Un proiect atât de necesar în această perioadă în care petrecem foarte mult timp cu copiii acasă, în izolare, cu oarecare relaxare, să spunem, a restricțiilor. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, și toate cărțile din colecția Parentaj pe care le doriți, le veți găsi acolo. Iar noi venim cu recomandări de carte din aceste titluri și, de asemenea, cum vă spuneam data trecută, cu invitați speciali, cu specialiști și cu subiecte cât mai interesante. Astăzi, alături de noi, Otilia Mantelers, psiholog, specialist în parentaj, vorbim despre un autor foarte drag nouă, pentru că am mai vorbit despre Gabor Mate, dar cu alt prilej legat de adicții, dependențe, referitor la cartea sa Prizonieri pe tărâmul fantomelor în înfometate. Astăzi, o altă carte a lui Gabor Mate, la fel de interesantă și la fel de căutată, ca să spunem așa, Gabor Mate, Minți împrăștiate, originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție. Am să-și vă și arăt la cameră, în care vorbim despre ADHD, tulburarea de deficit de atenție, sau, cum mai este cunoscut, prescurtat în limba engleză, ADD. O carte foarte interesantă și mi-a atras atenția, după ce am citit această carte, capitolul 1, intitulat Atât de multă supă și ladă de gunoi, în care Gabor Mate vorbea despre ceea ce înseamnă, la vremea când a scris această carte, spunea că până în urmă cu 4 ani înțelegeam tulburarea de deficit de atenție cam la fel de bine ca orice medic nord-american obișnuit, adică aproape deloc. Am ajuns să învăț mai mult grație uneia dintre acele accidente ale destinului care nu sunt accidente. Și el chiar vorbește despre epifania ADD, buna vestire caracterizată prin exuberanță, înțelegere, entuziasm și speranță. Faptul că chiar el a avut ADHD și că ADHD-ul părea să explice multe dintre tiparele mele de comportament, spune Gabor Mate, procesele de gândire, reacțiile emoționale infantile, dependența mea de muncă și alte tendințe adictive, izbucnirile bruște de irascibilitate și completă iraționalitate, conflictele în căsnicie și relația cu copiii mei. Știind faptul că și copiii lui, dacă nu mă înșel, nu știu dacă toți trei, dar și ei au suferit de această tulburare de deficit de atenție, toți trei, da? Ca și Gabor Mate. Ce înseamnă, de fapt, această tulburare de deficit de atenție și care nu este doar o tulburare de deficit de atenție, este și o tulburare, să-i spunem, kinetomotorie, pentru că știm foarte bine copiii cu ADHD, este destul de greu de pronunțat și de pus un astfel de diagnostic, dar copiii de ADHD, pe lângă probleme cu concentrarea, faptul că nu pot, să spunem, ca în cazul altor copii, le dai o sarcină și timp de jumătate de oră sau 45 de minute duc sarcina la bun sfârșit, ei după 3, 4, 5 minute, 7 minute se plictisesc și abandonează acea activitate. Sunt tot timpul neastâmpărați, uite, ne referim mai ales la copiii care merg la școală, cadrele didactice, doamnele învățătoare, profesoare, se descurcă tot mai greu cu ei, da? Tocmai pentru că, pe lângă partea aceasta de deficit de atenție și faptul că nu sunt la fel de atenți la ore și nu asimilează la fel ca ceilalți copii, câteodată, din cauza părții aceasta kinetomotorii, ei agită colegii de lângă ei și câteodată cadrele didactice nu își pot ține în condiții de maximă siguranță orele de curs.
Da. În primul rând aș face precizarea că această carte nu este doar pentru adulții care au ADHD sau pentru adulții care au copii cu ADHD. Această carte este pentru toată lumea. De ce? Pentru că eu pun pariu că din 90% din cititorii acestei cărți, adică 90% din cititorii acestei cărți, se vor regăsi în simptomele despre care vorbește Gabor Mate. Eu cred că, pentru că sunt două lucruri despre care el vorbește. Pe de o parte, acest deficit de atenție și acest neastâmpăr, da? Iar pe de cealaltă parte, neputința de a ne regla, de a ne autoregla, care se manifestă fie prin plecatul nostru din prezent și gândindu-ne la 1.000 de lucruri, da? De exemplu, cine citește descrierea lui, nu mai știu la ce pagină este. Dar el spunea așa, că se ridică de la masă, așa povestește, mă ridic de la masă și vreau să mă duc să dau mâncare la pești. În drum spre acvariu, văd pe jos ceva, mă apuc și ridic lucrul ăla și zic, unde trebuie pus? La bucătărie. Când ajung la bucătărie, mă duc și, păi, chestia asta o Și face sau nu? uit că trebuia să dau mâncare la pești. Mâncare la pești și mi-amintesc asta. Da, deci eu când am citit asta am zis, cu siguranță eu, Otilia, am ADHD, pentru că eu fug din prezent cu mintea, încerc să-mi caut alte ocupații, uit de unde am plecat și mai ales procrastinarea despre care el vorbește, despre Amânarea, da. amânarea. Exact, da. Deci această carte nu este doar pentru părinții de copii diagnosticați cu ADHD. Ei își vor găsi toți copiii aici. Sunt 100%. Acum ce se diagnostichează în realitate cu ADHD, la noi în țară, dar și în alte țări, sunt cazurile extreme, unde se vede clar că acest copil are nevoie și de un pic de medicație. Dar, într-o formă sau alta, toți avem o bucată de ADHD, toți fugim din prezent și nu putem să trăim momentul și clipa. Toți uităm de unde am plecat și unde am ajuns. Toți evadăm în alte realități. Deci, aș menționa lucrul ăsta, că e o carte pentru toată lumea. Este o carte pentru toată lumea și este o carte de parenting foarte bună, pentru că îți spune de ce are nevoie un copil cu această tulburare, dar e practic ce are nevoie orice copil care are un comportament nedorit. Fie că este un comportament nedorit exterior, fie că este unul mai introvertit, de genul că e retras copilul în lumea lui, că își suge degetul toată ziua, că nu mai iese din calculator, da? Și mi-am subliniat ceva foarte drăguț și aș vrea să citesc. Ce spune el este așa, că noi vrem să promovăm nu doar o simplă schimbare de comportament, ci o transformare a experienței interioare care să ducă la dezvoltarea autoreglării. Și mai spune așa că fiecare copil cu ADD a fost rănit de o ruptură a relației dintre adultul care îngrijește și pruncul sensibil. Asta e foarte important, să știm că ADD, ADHD, da, sunt pe de o parte și din cauză că avem o predispoziție genetică, dar genele în sine, spune Gabor Mate, după multe studii, multe cercetări, deci știe ce spune. Deci genele în sine nu sunt suficiente ca un copil să aibă ADHD. Este nevoie și de mediul propice Da, ADHD-ului. Adică, favorizant cu ghilimele de rigoare, da. exact, da. Adică să mă conectez mai puțin cu el, să nu-l înțeleg, să nu-l văd așa cum este. Toate lucrurile astea duc la apariția ADHD-ului. Chiar vreau să te întreb, pentru că este știut faptul, și tu ai menționat puțin mai devreme, este știut faptul că atunci când vorbim despre această tulburare, despre ADHD, o facem cu referire îndeosebi la copii. Exact. Dar există, nu degeaba cartea se numește Minți împrăștiate, sunt și persoane adulte cu ADHD. Și tu cumva, într-o oarecare măsură, ai răspuns la următoarea mea întrebare, dacă există cumva o predispoziție genetică, să spunem, un părinte care în copilăria lui a avut ADHD și probabil că a mai păstrat niște reminiscențe, poate
prin program genetic poate să transmită mai departe copilului. Iarăși mă mai gândeam la un alt aspect foarte important în această problematică a ADHD-ului și nu numai, este starea de liniște, de relaxare, stilul de alimentație, dietă, sport și așa mai departe, al mamei pe perioada celor 9 luni, da? până să se nască copilul. Și asta contează foarte. Încerc să-mi imaginez o mămică, o mamă, poate anxioasă, cu anumite frici, temeri. Poate că, eu știu, a consumat foarte multă cafea pe timpul sarcinii, da? Știm că toate lucrurile astea, felul în care femeia, mămica, are grijă de propria ei sănătate fizică și mentală pe perioada celor 9 luni, are o relevanță covârșitoare asupra evoluției viitoare a copilului. Așa este. Deci ambele lucruri pe care le-ai spus tu sunt foarte adevărate. Pe de o parte, dacă eu când am fost mică, am avut simptome de ADHD, pentru că pe vremea noastră, când eram noi mici, nu exista diagnosticul ăsta. Sau poate exista, dar nu era foarte cunoscut. Dar cu siguranță și noi am avut zăpăciții clasei, poate că și noi am fost așa. Da? Și dacă eu am avut acest ADHD și nu mi s-a răspuns mie așa cum aveam eu nevoie, ci dimpotrivă am fost considerat un copil problemă, atunci sunt șanse mari ca eu, din interacțiunea pe care am avut-o cu părinții mei, să îmi agravez tulburarea pe care o am deja, iar când am eu propriul meu copil, dacă nu m-am uitat la relația cu părinții mei, dacă nu m-am uitat la simptomele mele, la autoreglarea mea, la capacitatea mea de autoreglare, dacă n-am făcut vindecarea de care aveam nevoie, sunt foarte mari șansele să aibă și copilul meu ADHD și nu neapărat pentru că e o boală care se transmite genetic, ci pentru că sunt ambele condiții prezente. Genele, dar și faptul că eu nu știu să relaționez cu copilul meu. Deci asta pe de-o parte. Trecutul meu e foarte important pentru viața copilului meu. Pe de cealaltă parte, acum mi-am amintit că eu în formarea pe care am făcut-o cu Gabor Mate, cu facilitatorii dânsului, dar pe metoda lui, una din întrebările pe care le pune dânsul este: ce au făcut părinții tăi pentru dezvoltarea lor emoțională? Deci aproape în fiecare ședință cu o persoană nouă, cu un client nou, Gabor Mate asta întreabă: ce au făcut părinții tăi pentru dezvoltarea lor emoțională? Și unii clienți zic că nimic, majoritatea, na, nu se făcea pe vremea aia, dar unii, la aceia care spun că părinții au făcut ceva, s-au dus la terapie sau așa, Gabor Mate imediat le arată: uite cum a contat asta pentru tine. Chiar dacă n-ai văzut o îmbunătățire atunci când erai tu copil, da, la părintele tău sau la relația voastră, faptul că el s-a dus la terapie 5 ani de zile, că tatăl tău s-a dus sau mama ta la terapie, uite, asta a contat pentru tine, pentru că, uite, tu ești astăzi acum aici, pentru că tu spui niște întrebări despre viața ta, deci te-a ajutat. Și, mă rog, în multe alte feluri. Deci e foarte important ca noi, părinții, să ne uităm la viața noastră interioară, să ne o analizăm, să ne o vindecăm și așa mai departe. Și e legat de partea a doua, de ce fac mamele în timp ce sunt însărcinate. Într-adevăr, cred că prima grijă este cea legată de ce mănânc, cum dorm, cât de mult mă expun la stres, cât evit stresul de la job și așa mai departe. Iar cealaltă bucată este, da, este viața mea interioară. Dacă, spre exemplu, sunt o mămică care m-am chinuit mult să rămân însărcinată și, uite, am rămas însărcinată și stau non-stop cu teama că pierd copilul acela va simți anxietatea mea. Și nu prea, n-ai ce să faci. Adică mamele mereu se învinovățesc: ia uite, din cauza mea e copilul așa. Păi n-ai ce să faci, dacă asta ai simțit, n-aveai de unde, n-aveai ce să faci în momentul ăla, cu cunoștințele pe care le aveai, cu suportul emoțional pe care le aveai. Deci ce simte mama, simte și fătul, da? În sensul că simte o nesiguranță. Da? Copilul, când mama este anxioasă, fătul
embrionul, bebelușul din burtică simte că eu nu sunt safe, nu sunt în siguranță, pentru că, uite, mama mea e cu mintea în toate direcțiile, mama mea nu se conectează cu mine, mama nu e în contact cu ea. Și copilul, când este în burtică la mama, el intră nu doar în contact cu lumea ei conștientă, el intră în contact și cu lumea ei interioară de care ea nu este conștientă. Și de-aia zicem, măi, dar parcă tot am făcut totul bine, totul e ca la carte, dar de ce a ieșit copilul ăsta așa? Ce am făcut eu greșit? Păi asta e, că n-ai făcut nimic greșit, dar mai e o lume pe care nu o cunoști, lumea traumelor, lumea... dar bebelușul ajunge în contact cu ea și se sperie. Minți împrăștiate reprezintă un ghid pentru părinți și pentru toți cei afectați, care a schimbat milioane de vieți în rândul cititorilor. Cartea oferă informații despre originea și substratul neurofiziologic al tulburării, despre cum să creăm un mediu propice ameliorării și vindecării, despre tratamentul medicamentos și psihologic, despre adulții cu ADHD și ne dă speranță. Tulburarea nu este o sentință pe viață, este un deficit de dezvoltare și stă în puterea noastră să creștem și să ne ajutăm copiii să o facă. Asta era practic următoarea întrebare și am făcut așa o paralelă cumva cu o altă carte, Tulburarea de spectru autist în colecția, tot în colecția Parentaj, gândindu-mă dacă este un, deși nu-mi place să-l numesc așa, dar hai să-i spun, un handicap sau un soi de deficiență care poate fi surmontată, da, prin muncă, da, prin terapie cu acel copil, ca să ajungă un adult echilibrat. Da, contează foarte mult terapia cu, cu un psihoterapeut, terapia copilului. În schimb, această terapie nu va avea rezultate foarte bune dacă nu face părintele terapia lui proprie și dacă măcar unul dintre cei doi, măcar mama sau tata, să facă terapia lui proprie și dacă relația părinte-copil nu se schimbă. Nu se întâmplă mare lucru. Adică dacă este copil mic, nu prea are, nici măcar nu are atât de mult rost să lucrez eu cu copilul. Cel mai important este să lucrez eu cu părintele, dar înțeleg că sunt anumite lucruri pe care un terapeut e bine să le facă în relația lui cu copilul. Dar ce se întâmplă în general este că părintele își dă copilul unui terapeut ca acesta să preia practic rolul de părinte. Exact. Dar nu este așa. Dar nu este, nu, copilului nu-i folosește asta. Rezolvăm copilul. Exact, rezolvăm tu copilul, da. Pe când copilul e stricat din cauza relației mele cu el și din multe alte cauze, dar dacă relația mea de atașament cu el se îmbunătățește, tulburarea de deficit de atenție scade ca manifestare. Adică copilul zice, da, ok, eu am ADHD, dar îl pot ține sub control, la început cu medicație și cu iubirea părinților mei și apoi, după ce văd eu cât de bine îmi este, încerc și dobândesc noi comportamente de a fi atent, de a funcționa într-un fel. După asta, parcă mi-e bine și vreau și eu să continui pe linia asta. Deci e musai atașamentul ăsta dintre părinte și copil, care trebuie remediat. Pentru că altfel copilul crește mare, rămâne cu acest ADHD într-o doză un pic mai mică datorită influenței terapeutului, dar el, pentru că ce se întâmplă, terapeutul îl vede pe copilul o dată pe săptămână, o oră pe săptămână, poate două. Dar părintele e acolo, non-stop. Deci acolo trebuie să meargă bine. Uneori eu când lucrez cu un adolescent, de exemplu, mă uit, zic, la situația de acasă, mă uit, zic, de ce să lucrez acum? Să-l fac să fie... Cum să-i arăt că acasă e tulbure situația? Eu trebuie să-l ajut acum, să-l susțin pe perioada adolescenței, pe ce are el nevoie, dar și ca să poată să stea acasă încă câțiva ani. Nu pot să-i arăt acum iadul de acasă. Da.
Uneori este iad acasă, să recunoaștem. Alteori nu, din fericire. Dragii noștri, am vorbit despre originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție, ADHD, prescurtat sau ADD în limba engleză, pornind de la informațiile regăsite în cartea lui Gabor Mate, Minți împrăștiate, în colecția Psihoterapia a editurii Herald. O carte care și-ar fi putut la fel de bine, pentru că este o carte de parentaj, o carte și nu numai de parentaj, o carte care și-ar fi putut găsi la fel de bine locul în colecția parentaj, dar exact. Pentru că Gabor Mate este un autor de renume și probabil că în portofoliul editurii Herald vor mai fi publicate cărți ale lui Gabor Mate, atunci probabil că acesta a fost considerentul pentru care și cealaltă carte precedentă despre dependențe a apărut în colecția Psihoterapia și aceasta Minți împrăștiate, originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție. Gabor Mate a fost alături de noi, Otilia Manteler, psiholog specialist în parentaj. Nu uitați de campania despre care vă vorbeam la începutul materialului, a intervenției noastre. Intrați pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro și cărțile din colecția Parentaj le veți găsi acolo, cărțile dorite. Noi ne dăm întâlnire și data viitoare la o nouă ediție sau la o nouă rubrică a pastilei de lectură. Până atunci, lectură frumoasă, zi minunată în continuare. Mulțumesc din suflet, Otilia Mantelers. La revedere! La revedere!